Care se apără Timișoara aproape cu întreaga echipă. O lovitură de cap și până la urmă prinde Lepmeț. Excelent a stat acolo la prima bară, cred, Iulian Tameș, cel care a reușit să împiedice mingea să intre în poartă cu acea lovitură de cap expediată de Petrache, am impresia. Aruncare de la margine a lui Moraru. Danci pentru Muscă. Avansează capitanul lui FC Bihor. Trimite lui Sorian acum un balon pentru Florean, dar mingea este în afara terenului. Sepsi cel care o aruncă de la margine. Scutaru. Pressing făcut de FC Bihor. Iată, își duc mulți jucători în jumătatea de teren a lui Poli. O degajare oprită de Petrache. Bun plasamentul lui Petrache la această fază. Moraru. O pasă pentru Florean, dar mingea nu a mai ajuns la extrema lui FC Bihor. Iată, a schimbat partea. Dacă în prima repriză a jucat pe dreapta, acum Florean apare în stânga. Da, un 4-3-3 interesant pentru Bihoren, care cu siguranță au avut o posesie mai bună decât timișorenii în prima repriză. Nu și-au creat însă ocazii clare de gol, cu excepția loviturii de cap a lui Mărcuș din finalul primei părți, foarte, foarte puțin pe lângă poarta lui Lebmes, și a loviturii de cap de după cornerul de puțin mai devreme. Estonianul aruncă acest balon departe, a sărit foarte bine Accente, acum Ricketts obligat să se întoarcă, Tosaint, Ricketts combină cu Accente, nu primește nimic Mircea Accente după această întoarcere. Spuneam și în prima repriză, cad destul de ușor după contactele cu orădenii fotbaliștii Timișoare. Muscă pentru FC Bihor, a încercat o pasă, dar a fost un fault acolo, o intervenție destul de dură asupra lui Florin Ilie. A întors în jocul Florin Marcu, centralul clujean al acestei partide. Bârză, cel care i-a făcut acolo un tur de cap, dacă am fi la lupte, lui Florin Ilie. Lukin avansează frumos, Accent încearcă să se întoarcă și reușește. Goga pune bine piciorul la minge, un șut în contră al lui Goga, va fi corner. Riscant alegerea lui Goga. Venise Danci cu alunecare și se putea accidenta. Iată. Până la urmă corner pentru timișoreni, rezervele celor două formații pe marginea terenului. Minutul 52. Încercat Ricketts, va fi din nou lovitură de la colțul terenului. În urma unui corner au marcat singurul gol al acestei partide timișoreni în prima repriză. Noi revedem lovitura de la colțul terenului de puțin mai devreme. Un șut violent pe lângă vinclu, aproape de 2-0 timișorenii. Ilian Tameș este cel care și-a încercat norocul, a respins portarul orădenilor. Degajează Pogacici. Lukin respinge până la Tameș. Scutaru ține bine de minge. Florin Ilie nevoit să joace în spate cu Lepmeț. Degajează estonianul la rândul său. Petrache în duel cu Ricketts reușește să câștige acel duel aerian. Bârză și vine Florin Ilie și îl blochează pe Bârză. Tot Florin Ilie. Lukin are o intervenție excelentă, iar acum este faultat Laszlo Sepsi. O intrare a lui Bârză care nu și-avea rostul. Sepsi era oarecum în dificultate. Erau doi orădeni care erau în preajma sa.
Așa este, lovitură liberă pentru Timișoara. Degajarea lui Sepsi, respinge Danci. Florean nu reușește să protejeze, în fața lui Dăruială și Goga alunecă și comite hands. Încă un atac pentru Bihoreni cu Moraru. Reușește primul dribbling, al doilea este însă blocat foarte bine de fundașul dreapta Dăruială, a faultat în atac Moraru. Cepțin așa, am avut presia prima oară, până la urmă Florin Marcu a dat invers. E adevărat, a fost o ținere reciprocă. Marcu l-a penalizat însă pe fundașul dreapta al Timișoarei, cel aflat în apărare, Prodan, cer scuze, nu Marcu, Mihai Prodan este arbitrul acestei partide. O execuție interesantă, obligat să respingă din fața forții, obligat să respingă Timișoreni. Acum Ricketts dezvoltă o viteză fantastică, este însă singur, așteaptă sprijin. Ricketts este blocat, excelent. Florean a venit după Ricketts. Canadianul, în loc să ia spre poartă, s-a dus undeva spre fanionul de la colțul terenului. Nici o urmă de tehnică pentru Ricketts. Iată că nu sunt de ajuns câteva goluri marcate în poarta lui Poli pentru a arăta că ai valoare. L-au transferat timișorenii pe Ricketts după acel duel cu Mipa Milikoski, dacă nu mă înșel, acum Scutaru, o centrare și este 2-0. 2-0 marchează accente cu un gol foarte frumos. Preluare și un șut din cădere a lui Mircea Accente. Timișoara se desprinde în minutul 56 al partidei. Excelentă acțiune de atac. Ricketts pentru Scutaru. Scutaru, după ce a deschis scorul, iată-l cu un assist. L-a văzut bine pe Accente. Execuție de vârf veritabil pentru Mircea Accente. Și Timișoara poate privi mai liniștită spre restul minutelor care au mai rămas de jucat din acest meci. Excelent a apărut Cristi Scutaru în flancul drept. Un gol și o pasă de gol pentru închizătorul Timișoarei în această partidă. O acțiune de atac a bănățenilor care a pornit de la Toseint Ricketts. O recuperare în jumătatea adversă și până la urmă, iată, este 2-0 pentru echipa lui Vali Velcea. Bihorenii nu renunță. Moraru pasă la marginea careului. Lukin trimite pentru Ricketts. Probabil până la final vom asista la o dominare a oaspeților, care se vor expune cu siguranță și mai mult decât până acum. Da, diferența o face calitatea jucătorilor. La FC Bihor deocamdată lipsește ultima pasă, ultima execuție. Destul de precipitați elevii lui Gheorghe Ghiț. Acum o lovitură liberă acordată a Iurea, de centralul acestei partide. Fața lui Florean. Da, se pregătea pentru o execuție spectaculoasă și cu totul picolul. Stă bine din punct de vedere fizic Dăruială. Destul de, pare un fotbalist solid.